Bun găsit din studioul la TV la o nouă ediție a emisiunii Fața și Reversul. Ce a mai rămas din Partidul Mișcarea Populară de altă dată este tema emisiunii de azi, pentru care am invitat în studio pe domnul Adrian Pițigoi, președintele interimar al PMP Prahova și totodată secretar general adjunct al acestui partid la nivel național. Bine ați venit, domnule Pițigoi, în studioul la TV. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Domnule Pițigoi, în ultimii ani frământările interne din Partidul Mișcarea Populară au slăbit în mod evident acest partid care a fost creat de fostul președinte Traian Băsescu. Ce a mai rămas azi din PMP-ul de altă dată? Știm că în 2016 era pe val, la alegerile din 2016, intra în Parlament cu aleși locali, cu figuri politice notorii. Astăzi, Partidul Mișcarea Populară are peste 2000 de aleși locali, peste 50 de primari, peste 100 de viceprimari. Suntem un partid viu, existăm, ne manifestăm, într-adevăr, fără componenta parlamentară, din păcate. Deci, suntem funcționali. Aleși locali pe care ați reușit să îi obțineți în 2020, la alegerile locale din 2020. Explicați-ne, domnule Pițigoi, cum s-a ajuns în situația de față în care cele două grupuri, grupări, de fapt, din PMP, susținătorii domnului Cristian Diaconescu și susținătorii domnului Eugen Tomac, europarlamentar, să se bată în instanță, să se războiască în instanță pentru conducerea acestui partid? Da. Istoria este felul următor. După alegerile din 2020, când Partidul Mișcarea Populară n-a mai reușit să intre în Parlament, am fost la prag, la limită, au început fel de fel de mișcări interne care își doreau să facem un pas către un partid mai mare. Erau fel de fel de grupări. Lucrurile au evoluat și la un moment dat s-a pus problema de a face o fuziune cu Partidul Național Liberal. În momentul acela, o mare parte dintre noi, domnul președinte Diaconescu și ceilalți din conducere, ne-am opus acestei fuziuni, care a fost sugerată de către aripa domnului europarlamentar Tomac și susținătorii dumnealui. De aici a început totul. După care au încercat și au organizat o formă de congres, dar fără a respecta statutul și legea, așa s-a ajuns, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, în instanță. Datorită organizării unui simulacru de congres, fără a respecta legea. La momentul respectiv, când se încerca apropierea de către Partidul Național Liberal, PMP-ul era condus de domnul Cristian Diaconescu. Da, așa este. Așa este. Iar astăzi s-au inversat rolurile, cumva. Adică? Domnul Tomac nu mai dorește o apropiere de PNL și domnul Diaconescu... Între timp, noi am rămas ferm pe poziție și avem și am arătat că PMP-ul poate supraviețui și fără a face o fuziune la momentul 2020. Suntem pe picioarele noastre, aleșii noștri locali își fac treaba în comunitățile unde au fost aleși și da, într-adevăr, surprinzător, tema a fost părăsită de către domnul europarlamentar Tomac și a găsit o nouă formulă, așa cum am văzut în spațiu public. Bun, este alegerea dumnealui și a celor care îl susțin, pentru că ei sunt, ca să folosesc un termen extrem de clar pentru telespectatorii dumneavoastră, o dizidență, niște separatiști din Partidul Mișcarea Populară. Pe 24 ianuarie am fost la Iași împreună cu conducerea statutară a partidului, cu domnul președinte Cristian Diaconescu, și acolo am susținut o manifestare politică cu 1000 de oameni în sală. Ca și replică, ceilalți au încercat să organizeze și au și organizat un eveniment cu vreo 60 de persoane. Adică poza este clară unde este partidul și din această perspectivă. Ce părere are activul de partid despre această scindare la nivel de conducere? Aleșii locali, ce părere au? Bun. Aleșii locali au fost întotdeauna
și au susținut ca acest conflict să înceteze, pentru că ne face rău. Ceea ce este adevărat. Pe de altă parte, nu au fost niciodată susținătorii unei fuziuni, adică să ne desființăm, să ne pierdem identitatea. Iar acum, ei își doresc ca în perspectiva anului electoral 2024 să turăm motoarele și să ne așezăm la drum. Ceea ce este foarte complicat în contextul de față. Este... După cum bine vedem... Este extrem de simplu și vreau să vă spun un mesaj foarte clar. Listele pentru alegerile locale, pentru alegerile parlamentare, europarlamentare, vor fi semnate de către președintele partidului din registrul partidelor politice, domnul Diaconescu. Nu altcineva. Și aleșii locali știu. Cunosc acest aspect. Domnule Pisigui, numai departe de ieri, europarlamentarul Eugen Toma, care se autointitulează, dacă vreți, președinte al partidului, a spus că are ștampila și semnătura. Lucrurile sunt foarte, foarte simple și eu pot să declar orice, dar mai trebuie să și dovedesc. În registrul partidelor politice, la poziția 62, poate verifica oricine acum instant, poate intra Tribunalul București, registrul partidelor politice, avem conducerea omologată, votată și înregistrată legal a partidului. Mai mult decât atât, Autoritatea Electorală Permanentă a suspendat subvenția pe care o primea Partidul Mișcarea Populară, tocmai pentru că persoane care nu aveau calitatea, și citez din hotărârea dată de instanță, aveau acces la resurse bani publici. Mai mult decât atât, domnul europarlamentar Tomac ieri declara la știri pe surse că dânsul nu este lăsat să fie președinte de către organe de stat. Adică și dânsul recunoaște că nu este. Despre ce vorbim? Cu toate astea, parafează între ghilimele alianțe politice? Nu. Face niște poze. Nu este un document semnat. Într-adevăr, domnul Drulă, domnul Orban, pot semna. Pentru că sunt. Domnul europarlamentar nu poate semna pentru că nu este. Și nu pentru că spun eu. Ați văzut și domnul Vlad Gheorghe, europarlamentarul SR, și doamna Lasconi, primar de la Câmpul Lung, au ridicat această problematică ieri, atât în ședința politică a Biroului Național al USR, cât și în mass media. Lucrurile sunt știute. În momentul de față există, trebuie să înțeleagă lumea foarte clar, există o hotărâre judecătorească definitivă în care, din care să reiasă limpede cine este președintele PNR. Tocmai pentru că telespectatorii dumneavoastră trebuie să înțeleagă foarte clar. Președintele partidului este cel care este înscris în registrul partidelor politice. Dacă altcineva dorește să fie președintele partidului, organizează un congres statutar, merge la tribunal, depune documentele în vederea înregistrării. Dacă el este înregistrat, este președinte. Dacă nu este, nu este. Asta este evidență. Cei care v-au susținut de-a lungul vremii, oameni care au crezut în proiectul lui Traian Băsescu, oameni de dreapta, ce să înțeleagă, domnule Pisigui? Ce trebuie să înțeleagă? Că Partidul Mișcarea Populară există, președintele Cristian Diaconescu reprezintă Partidul Mișcarea Populară și ne pregătim de alegeri, pentru că, vedeți, contextul politic este complicat, nemulțumirile sunt majore, iar pe partea dreaptă noi reprezentăm o soluție. Din câte am observat în spațiu public și ieri, am văzut acest lucru. Celelalte partide, cum ar fi PNL, USR, Forța Dreptei și chiar și PSD, și împart susținerea pentru cele două grupări din partidul dumneavoastră. Unii preferă aripa Diaconescu, alții preferă aripa Tomac. Se poate pune problema unei scindări a partidului în perioada imediat următoare, domnule Pițigoi? Nu se poate pune problema. De ce? Cei care îl susțin pe domnul europarlamentar Tomac sunt niște separatiști. Deși pot pleca pe persoană fizică oriunde. Momentan încă sunt membri de partid, sunt membri PMP. Dar dacă dânsii doresc să meargă, de exemplu, nu știu, pe listele USR sau ale Forței Drepte, pot merge.
nu există juridic termenul de scindare. A, că o parte dintre colegii noștri pot părăsi partidul și merge la o altă formațiune politică, da, este o soluție. Dar scindarea înseamnă un element care implică și parte juridică. Ce veți face dacă lucrurile vor merge în continuare în modul în care vedem? Păi, ajungem la alegerile europarlamentare, primul test politic din acest an. Care s-ar putea să fie deodată cu alegerile locale? Foarte posibil, din ce în ce mai posibil. Și, cu riscul de a mă repeta, doresc să le spun telespectatorilor că listele Partidului Mișcarea Populară vor fi semnate de către domnul Diaconescu. Cred că înțeleg și știu și ceilalți. Timpul se scurtează, s-a comprimat. Nu mai merge să stăm în jocul ăsta nociv care, într-adevăr, în fața electoratului ne-a adus prejudicii și daune de imagine. Este adevărat. Ieri alianța de dreapta, formată din PNL, USR și PMP, Aripa Tomac, a întocmit listele pentru alegerile europarlamentare. Așa este. Așa este. Da. Două partide, USR și Forța Dreptei și câteva persoane fizice. Nu există un document semnat. De ce? Pentru că doar domnul Drulă și domnul Orban pot semna. Domnul Tomac nu are calitatea. Asta încercam să vă spun. Ne spuneți, de fapt, că această nouă alianță este în aer, din acest punct de vedere? Dacă... Da, încă o dată nu s-a semnat nimic. Dacă va exista un protocol semnat de persoane fără calitate din partea PMP, da, este în aer și va fi și acest protocol în instanță. 100%. Anul acesta de 24 ianuarie făceați referire mai devreme la ceea ce s-a întâmplat la Iași cu ocazia Unirii. Da. Cele două grupări s-au pozat separat, s-au întâlnit separat. Povestiți-ne că ați fost acolo. Da, noi am pregătit, fiind eveniment extrem de important, ziua de 24 ianuarie, cam cu două luni înainte, am organizat o întâlnire politică cu membrii, simpatizanții Partidului Mișcare Populară din zona Moldovei. Și ceilalți, aflând despre acest eveniment, au încercat să dea o replică pentru retorică, pentru imaginea publică. Iar pozele sunt în presa locală, dar chiar și națională, pe rețelele de socializare, sunt evidente. Domnul președinte Cristian Diaconescu a avut o participare de aproape 1000 de persoane în sală, iar ceilalți cam 60. Avem și imagini de la, de la, da, Iași. Inclusiv membrii de partid, inclusiv simpatizanții, își doresc identitate proprie. Își doresc parcurs propriu. Doresc ca PMP-ul să continue. Nu-și doresc topirea în alte formațiuni politice. Sunteți în conducerea națională a partidului sau cel puțin a aripii Diaconescu? Nu, să spunem așa. Nu, încă nu există nicio aripă. Nu există nicio aripă. Există doar niște separatiști sau dizidenți, conduși de domnul europarlamentar Tomac. Partidul este clar. Ați încercat vreodată să stați de vorbă cele două, da, grupări, da, la aceeași masă, să vă puneți, da, de acord să... Da, au existat mai multe momente în care s-a încercat o reconciliere. Respectând legea. Nu, s-a ajuns din nefericire la o soluție de compromis legal și atunci lucrurile au rămas, din păcate, tot antagonizate între cele două tabere. De fapt și de drept vă luptați pentru mai nimic, pentru că în sondaje nu prea apăreți. Cel puțin în ultimele sondaje de opinie nu apăreți în preferințele electoratului, domnule Pițicui. Pentru ce vă luptați, de fapt? Deci avem 2000 și peste aleși locali. Noi încă nu am început ca nimeni, de altfel, campania electorală. Da, acesta este un sondaj la rece. În momentul în care ne vom manifesta și vom demara campania electorală, lucrurile se vor schimba rapid. Credeți că veți trece de pragul electoral în câteva luni? Sunt convins. Sunt convins. Avem, ca număr de aleși locali, suntem a treia forță politică după PSD și PNL, ca număr de aleși locali. Deci noi avem militanți, avem o grămadă de persoane în teritoriu care
au structuri. Și atunci cum vă explicați că nu apareți în sondajele de opinie? Știți cum este cu sondajele de opinie? Mai contează și cine măsoară și cine plătește. Și mai contează și marja de eroare. De exemplu, dacă suntem dați la 3%, 4%, noi putem fi la 5-6, nu? Și în marja de eroare. Încă o dată. Așa a fost și cu aur. Nu apărea niciun sondaj în 2020, nu? Și ne-am trezit cu ei în Parlamentul României. Ce părere aveți despre aur? O realitate a vieții politice din România și, cum bine vedem, trendul naționalist există în toată Europa. Este o normalitate. Nu mesajul neapărat, dar manifestarea de tip naționalist o regăsim în toate țările europene. Este un val. Și la Câmpina au apărut... Da. Și la Câmpina... De fapt, în tot județul. Și la Câmpina, tot județul, sigur. Și la Ploiești, există. Au început să dea semnale. Ce părere aveți despre cei care s-au alăturat la Câmpina acestui proiect? Da. Acolo e o chestie curioasă și sensibilă în același timp. Au avut o lansare efervescentă. Acum 3 luni de zile, undeva în preajma Crăciunului au avut și o serbare cu pom, cu Moș Crăciun, erau vizibili. După care au planat. Și stau și mă întreb oare de ce, pentru că acum este o perioadă în care toți discutăm peste tot. În toate localitățile, dezbaterea, bugetul este în dezbatere publică. Da? Nicio opinie. Pe probleme locale, cu apa, cu administrația, nu știu, cu iluminatul public, au tăcut. Și ținând cont că acolo, la Câmpina, este, și telespectatorii dumneavoastră cunosc numele, băiatul domnului Anghel, fostul deputat și fostul președinte de Consiliul Județean, președinte al AUR, și-a asumat foarte, această responsabilitate. Da, știm foarte bine că există o istorie acolo între domnul Anghel și domnul Moldoveanu, primarul municipiului Câmpina. Ne putem gândi la o simbioză. O asociere între PNL și AUR acolo? Nu pe față. Între persoane mai mult, între domnul Moldoveanu și domnul Anghel mai ales. Sunt curios. AUR, un partid în forță care își dorește candidați peste tot, mai ales la orașe, la municipii, nu? Deocamdată sunt tăcuți. Nu au lansat un nume. Ceea ce mi se pare extrem de ciudat. Da, mă rog, așteptăm, vedem. Subiect care merită urmărit. Cu siguranță, în urma alegerilor din 2020, așa cum spuneați mai devreme, PMP-ul a obținut peste 2000 de aleși locali. Consilieri județeni, consilierii municipali, orășenești și comunali. În momentul de față, care mai este procentul celor rămași în partid? Toți sunt rămași în partid. De altfel, nici n-ar avea cum să plece, pentru că și-ar pierde calitatea. Încă nu am intrat în ultimile 6 luni de zile până la alegerile locale, când ar putea să nu mai fie membri de partid fără a-și pierde calitatea. La Câmpina, cum stați? La Câmpina, alături de câmpineni, sprijinim administrația locală când proiectele benefice sunt supuse atenției Consiliului Local, criticăm proiectele mai puțin importante, avem viață politică, ne întâlnim, decidem, dezbatem, ascultăm vocea câmpinenilor, încercăm să o transpunem în Consiliul Local prin idei și proiecte de hotărâre. Suntem un organism viu. La Ploiești, în Consiliul Județean, a fost o vreme alături de PNL. Da. Astăzi lucrurile s-au schimbat, din câte știm. Nu. La Consiliul Județean continuăm să susținem și este și natural și normal. PNL-ul, conducerea PNL a județului, pentru că noi suntem în aceeași familie politică, suntem membri PP și fiind de dreapta, punem umărul și la reconstruirea și la modernizarea județului, în primul rând. Se simte că intenționați la nivel național o simbioză cu PNL-ul în discursul dumneavoastră? Nu, asta e realitatea. Natural vorbind, PMP
este un partener pentru PNL. Ne leagă foarte multe lucruri, sunt în aceeași familie politică, dar partener. La când vine la lucrurile nu stau chiar așa. Da, dar nu din cauza noastră. Domnul primar Moldoveanu, mai nou președinte al PNL, Câmpina, după ce a fost ales independent, refuză dialogul. Nu noi. Noi am merge, am discuta, am... Am vedere că în ultimii 30 de ani dreapta politică românească a excelat prin a se destrăma și asta, știți foarte bine. Din păcate, da. A spus mai devreme că sunt puține șanse de reconciliere între cele două grupări ale PMP. Da, acum este deja târziu. Dânsii și-au manifestat ieri drumul într-o alianță nevalidată de conducerea statutară a partidului, pe persoană fizică. La ședința unde au decis care dintre domniile lor vor fi pe listele comune pentru europarlamentare, în sala respectivă, la decizie, erau numai 16 persoane prezente în registrul partidelor politice din formula de conducere, care e de 45. Nu este o decizie legitimă, statutară. Și-au ales drumul. Asta încerc să spun. Până ieri se putea. De ieri afișarea cu alte două forțe politice și discursul public fără aprobarea și validarea de către forurile statutare ale partidului înseamnă întreruperea oricăror discuții posibile. Și ce veți face? Îi veți da afară din partid? Sau nu, ce veți face? Deși, cum veți face? Deși mergând pe listele altor partide conform legii partidelor politice, în momentul în care treci la un alt partid, îți pierzi calitatea de membru din partidul în care activai. E foarte simplu. Deși nu pot candida pe PMP, dar asta știu și domnii Orban și Drulă. Tocmai de-aia încă n-au semnat nimic, pentru că dânsii pot semna, domnul Tomac nu poate. Că n-are nici pix, nici ștampilă. La o eventuală ofertă din partea USR și forței de dreapta să intrați cu toții în această alianță, da? Nu prea avem cum. Pentru că sunt foarte multe lucruri care ne despart. Noi, așa cum vă spuneam mai devreme, suntem un partid sub egida PP, un partid de dreapta, un partid conservator, tradițional, pro-european și pro-atlantic. Dânsii au alte idei. Sunt mai cu curcubeu, părinte 1, părinte 2, la noi clară treaba, mamă, tată, nu prea ne regăsim doctrinar. Și inclusiv electoratul nostru este pro-biserică, pro-patriotism de tip adevărat. Au fost discuții serioase probleme între mari. Domnul Diaconescu și PNL pentru o alianță în alegerile locale, parlamentare. Există, știți cum este în politică, există permanent discuții. Și e normal să fie așa, este firesc. Discuții politice am avut, dânsul și noi, cei din conducere, am avut și avem aproape cu toate formațiunile politice, mai mici sau mai mari. Dar eu vă spuneam că momentan cea mai bună idee, cea mai bună soluție pentru România, pentru dreapta românească, este într-adevăr o unificare în jurul PNL. Aceasta este soluția. Partidul Național Liberal este partidul eminamente de dreapta, iar o soluție în jurul Partidului Național Liberal mi se pare naturală, credibilă și viabilă. Domnule Pisigui, PNL-ul cam cochetează cu PSD-ul în continuare. Ce veți face? Dumneavoastră mă întrebați dacă vor merge împreună la alegerile europarlamentare? Sau cum? Cochetează la guvernare? Sunt acolo împreună. E o asumare. E normal să concreze. Bine, e scânteie. Ați văzut că din ce în ce mai multe... Vor să continue. Cam asta e ideea. Să continue după alegerile din toamnă, spuneți dumneavoastră. Și la alegerile locale și la alegerile parlamentare? Nu, tocmai eu am văzut declarații, îmi cer scuze că vă contrazic, am văzut declarațiile extrem de fermere domnului Ciolacu, dar și ale domnului Ciucă, la europarlamentare merg cu siguranță separat. Nu există dubiu. Așadar, să înțelegem că în curând vom asista la
semnarea unei alianțe între PMP, între domnul Diaconescu și... Nu, n-am spus asta. Am spus că cel mai natural pentru PMP, dar și pentru PNL, este formarea unei drepte unite adevărate. Când se va întâmpla asta? Pentru că alegerile bat la ușă. La momentul potrivit, eu zic că se va întâmpla. Dreapta unită nu poate fi decât în jurul PNL-ului. Nu are cum USR-ul să formeze dreapta unită, pentru că nu are nici alonja, nici anvergura și, să fim serioși, nici măcar mesajul. Pare Trebuie rău. Să luăm o pauză de publicitate. Tu știi care este vârsta reală a ficatului tău? Ficatul tău, asediat din toate părțile, te afectează chiar dacă nu se vede la exterior. Fortificat Forte are concentrație mai mare, 825 mg fosfolipide esențiale, ingredient activ standardizat, care reface în mod natural membrana celulei ficatului, deteriorată de agresiuni hepatice sau de un stil de viață dezordonat. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Când bântuie gripa și răceala, toți suntem expuși. Dar acum există Paduden răceală și gripă. Combinația optimă ce acționează rapid împotriva febrei, congestiei nazale, durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden răceală și gripă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Aspacardin este combinația dublă de potasiu și magneziu. Acționează asupra inimii și a vaselor de sânge, prevenind astfel palpitațiile. Aspacardin luptă cu oboseala și are un rol important în funcționarea celulelor nervoase și musculare. Susține inima ta. Aspacardin previne palpitațiile. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. În primii ani de viață, fiecare pas e o premieră. Dacă febra și durerea stau în calea celui mic, te ajută Paduden. Paduden cu aromă de caise pentru copii începând cu vârsta de 3 luni este tratamentul simptomatic de scurtă durată al febrei, simptomelor de răceală și gripă, dar și al durerii, inclusiv cea de dinți. De la grupa baby la grupa mare. Pa febră, pa durere, Paduden. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Rinxil HA tratează rinita alergică, indiferent la ce sau la cine ai tu alergie. Formula complexă Rinxil HA Spray desfundă nasul datorită combinației de trei substanțe. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa nazală, iar apa de mare curăță nasul. Rinxil HA acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Ține sub control simptomele de rinita alergică. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele. Suntem împreună. Acasă. În trafic. La serviciu. La picnic. Și în concediu ascultă muzică de calitate la noul post de radio, Disco Mix. Radio Disco Mix se recepționează în toate localitățile din România și în diaspora. Este necesar să aveți internet pe telefon și o boxă Bluetooth, computer, tabletă, smartphone, smart TV sau radio digital. Află mai multe despre Radio Disco Mix la adresa discomix.ro. Radio Disco Mix, muzică de calitate. Dacă te numeri printre cei care apreciază televiziunea Disco Mix, te rugăm, spune-le și prietenilor tăi despre noi. Și nu uita, muzica de calitate o regăsești și la Radio Disco Mix pe internet la adresa discomix.ro. Află mai multe despre Radio Disco Mix la adresa discomix.ro. Disco Mix este un radio digital. Radio Disco Mix, muzică de calitate. Am revenit în direct alături de președintele interimar al Partidului Mișcarea Populară, filiala Prahova, și totodată secretarul general adjunct al acestei formațiuni politice la nivel național, domnul Adrian Pițigoi.
Domnule Psicoi, am vorbit mai devreme despre tot melajul ăsta din PMP. Lumea nu înțelege foarte clar ce se va întâmpla. Va merge PMP în alianță cu USR și Forța Dreptei sau nu? Nu. Răspicat, nu. Partidul Mișcarea Populară nu va merge în alianță nici cu USR, nici cu Forța Dreptei. Cei care folosesc sigla PMP, această grupare izolată, condusă de către domnul europarlamentar Tomac, sunt pe persoană fizică și și-au ales drumul. O spun foarte răspicat și vreau să înțeleagă toți telespectatorii și toți aleșii locale ai PMP. Cu toate că aseară a spus cu subiect și predicat la o emisiune televizată că semnătura și ștampila este la dumnealui. Nu sunt, că dacă erau, dânsul putea să parafeze un protocol politic cu USR și Forța Dreptei, ceea ce nu există. De ce nu există acel protocol? Când îl semnează? Haideți să nu mai mințim. Spuneți-mi, de ce nu iese domnul Diaconescu, dumneavoastră, pe televiziunea națională să spuneți aceste lucruri astfel încât oamenii să înțeleagă foarte clar despre ce vorbim? Tocmai asta spun la dumneavoastră, domnul președinte Diaconescu, la fel, are un tur de emisiuni prin toată țara pentru a explica tuturor, inclusiv la televiziune naționale, lucrurile sunt extrem de simple. Dar, încă o dată, vă spun, am așteptat ziua de ieri. Am așteptat ziua de ieri ca această grupare să aleagă o cale fără a avea mandat de la partid. Până ieri erau doar declarații publice, gestică, poze. Bun, ieri a fost într-adevăr o manifestare de forță. Am luat act și am înțeles că au plecat pe drumul lor. Este în regulă. De ce insist și vă întreb? Pentru că, iată, apar partide cu mesaj extremist în așa locul este. Celor care... Așa este. Cineva trebuie să umple golul. Au fost golul, și da. Ar trebui să fie. Cineva trebuie să umple golul. Așa este. Tocmai de aceea și eu am fost extrem de explicit și am spus Partidul Mișcarea Populară este un partid de dreapta, partid conservator, tradițional, pro-european, pro-atlantic, o soluție viabilă pentru români. Un partid cu profesioniști, cu oameni serioși în teritoriu, cu oameni de administrație care își fac treaba acolo unde au fost aleși și vom continua alături de președintele legitim al partidului pentru că altul nu există. La Câmpina am observat că PMP a rămas destul de critic la adresa conducerii administrației locale, mai ales a primarului liberal, Alin Moldoveanu. Ultima noastră ieșire publică în acest sens s-a referit la bugetul Câmpinei pentru anul 2024. Ce vă nemulțumește? Ce nu vă convine, domnule Pițigoi? Niciodată n-am criticat administrația locală Moldoveanu gratuit, întotdeauna cu argumente. Ce ne mulțumește? Realitatea. Au trecut 3 ani de administrare a domnului Moldoveanu în Câmpina, iar lucrurile parcă au rămas blocate în anul 2020 și pot să argumentez de ce spun acest lucru. Toate lucrurile care s-au finalizat în Câmpina, lucrurile pe care câmpinenii le așteptau, străzi importante precum Calea Doftanei, reabilitarea liceului Istrati, muzeului HD-ul, au fost începute în mandatul trecut din care eu eram prezent și eram viceprimar. Singurul lucru pe care domnul primar, actuala administrație, a făcut-o, concret, este reabilitarea școlii generale 7 HD-ul. În rest, numai demagogie, promisiuni, proiecte cu fonduri europene, ședințe extraordinare și de îndată nenumărate la care am participat prin consilierii noștri. De ce? Tocmai ca să nu îi lăsăm posibilitatea domnului primar să spună nu am fost susținut, nu m-au lăsat. Ba da, l-am lăsat, a fost susținut, i s-au votat toate proiectele cu fonduri europene și uitați-vă că la sfârșitul anului 2023 o grămadă de proiecte nu au fost închise la termen, ceea ce înseamnă că nu vor veni toți banii europeni programați. Scuzați-mă, fac o paranteză. Care este adevărul din acest punct de vedere? Va pierde Câmpina sau nu banii europeni? Dacă lucrurile nu sunt terminate la termen, legislația este așa, nu sunt terminate la termen, partea din lucrări care nu a fost terminată, din punct de vedere valoric, va fi susținută din banii de la bugetul local. Asta este. Bine, dar administrația locală și executivul afirmă că au fost niște motive. S-au mărit prețurile, s-au modificat structurile acestor
lucrări. Aceste prețuri, dacă s-au mărit la un moment T-3, -4, -5, actualizările pentru modificări de prețuri sunt permise în legislație, trebuiau făcute, ajustate. Nu asta e problema. Problema e că lucrările nu s-au terminat fizic. Uitați-vă, Spitalul Municipal Câmpina, o lucrare semnată, demarată în timpul administrației trecute, nici acum nu este gata. Și cred că mai sunt câteva luni bune de lucru. De fapt, este vorba despre ineficiență. Știți? Nu despre prețurile care s-au modificat. Nu s-au terminat la timp. Asta e adevărul. Timpul e problema. Ce vină are administrația publică locală în chestia asta? Prost management. Etapele trebuie urmărite. Dacă nu sunt respectate termenele pentru etape din lucrări, trebuie luate măsuri, sancționat constructorul, impulsionat. Există o grămadă de metode prin care tu trebuie să-ți urmărești ca manager realizarea celor propuse. Știți bine că ați trecut și dumneavoastră prin astfel de situații în care a trebuit să stopați lucrările pentru că acei constructori nu erau serioși. Eu nu spun că nu sunt probleme. Eu nu spun, dar la un șantier sunt probleme. E de înțeles. La al doilea sunt probleme. Dar chiar la toate sunt probleme? Poate oare nu problema nu sunt constructori și problema este administratorul orașului? De aceea am avut o poziție extrem de vehementă. 3 ani de zile am susținut, am votat să vină bani europeni. De acord. Și noi suntem pentru bani europeni. Am avut acea poveste cu pasajul. Știți că trebuiau să vină bani europeni de 2 ani de zile. Și am avut dreptate când am spus nu or să vină bani europeni, că nu există. Uitați că n-au venit. Ce tevatură a fost. Bine, dar sunt procese în ceea ce privește acea lucrare. Adică? Sunt procese pe rol în ceea ce privește acea unde lucrare. Unde e finanțarea promisă? Spre asta vorbim. Promisiuni? Minciuni? Demagogie? Și să știți că câmpinenii s-au săturat. Au investit foarte multă încredere în domnul primar independent Moldoveanu. I-a fost dezamăgit. Independent, astăzi liber. Da. I-a dezamăgit când a trecut la PNL. Asta a fost prima dezamăgire. Iar cealaltă este că nu a livrat. Nu a reușit să finalizeze lucrări. Credeți că putea să facă mai mult în contextul actual? Da, știți bine că proiectele se întocmesc greu, se depun foarte greu, se obține finanțare foarte greu, foarte greu. Așa este. Da, se putea. Ce vă mai nemulțumește la bugetul public din anul 2024? Nu mărește interesul câmpinenilor. Câmpinenii vor să vadă așa. Asfaltări de străzi, Voila, Orizontului, da? Vor să vadă parcare în spate la piață. Nu există. Astea sunt realitățile câmpinii. Bugetul public se bazează foarte mult pe sumele care vin din fonduri europene și mai ales de la stat, din TVA, cote defalcate, din impozitul pe venit, în proporție de 80%. Cea mai mare parte din bugetul public al Câmpinei încasat pe taxele locale merge pe salarii, domnule Pițicu. Da, și asistență socială. De acord. Tocmai de aceea banii europeni sunt soluția de a ne salva. Sunt inputul pe care îl primim din afară și pentru care noi milităm. Dar dacă mergem la ședință și aprobăm orice proiect cu bani europeni și lucrurile nu se întâmplă, ce vine are Consiliul Local? Niciuna. Cum vedeți viitorul imediat al Câmpinei? Viitorul imediat al Câmpinei este extrem de simplu. Câmpinii cred că au înțeles că au nevoie de un consiliu local format din profesioniști și de un primar deschis și orientat către interesele lor. Mi-ați aruncat o minge la fileu. V-ați retras din consiliul local în 2020 și astăzi veniți să ne spuneți că e nevoie de un consiliu local mai aplicat. M-am retras din Consiliul Local pentru că am știut, încă de atunci, uitați, timpul mi-a dat dreptate, că nu se poate face administrație lângă domnul primar Moldoveanu. Nu este un om de dialog. Dânsul niciodată nu a avut dialogul deschis, n-a invitat celelalte forțe politice la consultări și efectele sunt vizibile. Da, am avut dreptate, de aceea m-am retras.
Ce o să faceți în contextul în care la nivel național se va... V-am mai întrebat mai devreme, dar vă mai întreb o dată. Vă rog. Se va hotărâ o apropiere, o alianță între PMP și PNR și dumneavoastră sunteți propriți la cuțite cu cei din... Nu, frățile, aici nu este vorba despre patimă. Personal nu am nimic cu domnul Moldoveanu, Doamne ferește. Noi aici discutăm administrativ și politic. Iar dacă lucrurile vor duce către o colaborare oficializată între PMP și PNL, care va ajunge, bineînțeles, și la Câmpina, să știți că eu am maturitatea politică și discernământul și experiența să pot să regăsesc lucrurile care ne apropie și să nu mă uit în primul rând la lucrurile care ne despart. Sunt convins că și domnul primar Moldoveanu va înțelege că singura soluție este calea dialogului. Este unul dintre reproșurile pe care noi, cei de la Partidul Mișcarea Populară, le aducem dânsului. Lipsa dialogului, în primul rând, și opiniile noastre păreau așa, ale unora care nu reprezentăm și noi 2000 de câmpineni. Păi după ce l-ați atacat 3 ani, vă așteptați să vă deschidă ușa biroului să zică bine ați venit, fraților, la... Deci l-am atacat din punct de vedere administrativ cu dovezi și cu probe. Am avut un discurs normal, politic, adică trebuie să fim de acord cu dânsul, nu suntem la Partidul Comunist aici. Democrație. Am avut argumente. Dânsul a trebuit să ne răspundă cu argumente. Însă, încă o dată, dezamăgirea este extrem de mare. Și cred că dacă ar fi avut înțelepciunea să aibă un dialog cu toate forțele publice, public, și să beneficieze de experiența celor care au mai fost prin administrație și să nu-și consume energia pe a demonta ce spune președintele PMP, PSD, USR și s-ar fi canalizat pe a construi o masă critică în interesul câmpinilor, că de-aia suntem cu toții acolo, alta ar fi fost situația. Sunt foarte convins. Uitați-vă, de exemplu, și atitudinea pe care a avut-o față de viceprimarul Dumitrache, care nu a avut atribuțiuni. Vi se pare o atitudine constructivă, un om de echipă? Nu. Viceprimarul face parte din aparatul primăriei, este responsabil, are în spate voturi, nu? Vă reamintesc că viceprimarul s-a opus încă de la bun început proiectelor, inclusiv la cel cu pasa subteran. Pentru că dânsul a fost un viceprimar care nu a primit atribuțiunea, a fost un viceprimar care a scuțit creioane 3 ani de zile. Pe bani publici, săracul bine intenționat, ar fi vrut să facă ceva. N-a primit nimic de făcut. Vedeți? Ce veți face dacă nu va accepta un dialog cu dumneavoastră primarul Moldoveanu? În cazul în care vă veți alia. În cazul în care vom ajunge la o discuție politică cu PNL-ul, sunt convins că nu se va ajunge la refuzarea dialogului. De ce? Pentru că nimeni nu strică o înțelegere politică la nivel național pentru niște mofturi provinciale de la Câmpina. Nu, sunt convins. Cei care au știut că fac asta de emisiune cu dumneavoastră m-au rugat să vă întreb unde e agenda. Agenda, celebra agenda din campania electorală din 2020. Să știți că agenda este completată zilnic cu aspecte pe care le regăsesc atât în Câmpina, dar și în județ. E la locul ei și funcționează. Mulțumesc de întrebare. Vă așteptam să veniți cu ea. Chiar n-am vrut să exagerăm. Există agenda. Ce planuri aveți personal, candidați la vreo funcție publică? Nu voi mai candida la primăria municipiului Câmpina. Asta este clar. Dacă Partidul Mișcarea Populară va alege sau va ajunge în situația de a participa la alegerile locale pe propriile picioare, altcineva va candida la Câmpina pentru funcția de primar. Dacă Partidul Mișcarea Populară va merge într-o alianță sau va susține un alt candidat, este o decizie politică, o decizie pe care o vom lua la momentul potrivit. E foarte posibil să trebuiască să-l susțineți pe actualul primar. Bun. E foarte posibil, la fel de posibil e să nu trebuiască. Dacă nu ajungem la o înțelegere politică sau dacă partidele noastre nu fac o alianță la nivel național. Am înțeles. Nu candidați la primăria Câmpinei. Unde candidează domnule Pițicui? Voi candida la alegerile parlamentare. Dar
la Câmpina și mulțumesc că m-ați întrebat de menționat. Voi rămâne pe lista, voi fi primul, voi deschide lista la Consiliul Local Câmpina din partea PMP. La Consiliul Județean? Asta dacă nu vom avea candidat. Încă o dată. Dacă vom avea candidat la Câmpina, discutăm. Eu mă pot da înapoi, pot face un pas pentru cel care va fi candidat. Nu am orgolii de genul ăsta. N-aș vrea să încheiem emisiunea fără să discutăm despre subiectul zilei de la Câmpina. Problema apei potabile. Știți bine că în trecut vi s-a imputat dumneavoastră că au fost probleme cu apa potabilă la Câmpina. Astăzi, ce părere aveți? Ce credeți că s-a întâmplat? În primul rând a fost o problemă majoră de comunicare. Vreau să vă spun că o grămadă de câmpinenii nu știau ce se întâmplă. Nu știau dacă pot folosi apa. Din punct de vedere menajer, se spele. Știți, au fost informații aruncate trunchiat în spațiu public și consider că... Mai ales din partea instituțiilor statului, atenție! Da, că DSP. se numesc DSP, că se numesc Hidroprahova, că se numesc Primăria Municipiului Câmpina. Comunicarea pe ansamblu a fost deficitară. În data de 22, DSP-ul a convocat o ședință pentru a informa autoritățile, inclusiv de la Câmpina, cu 22 ianuarie, da. Cu privire la această problemă apărută, au fost invitați și de la Primăria Municipiului Câmpina persoane. Și nu înțeleg de ce până pe 26, timp de 4 zile, când domnul președinte al Consiliului Județean Dumitrescu a dat semnalul de alarmă, nimeni altcineva n-a informat câmpinenii, nu s-a autosesizat, nu s-au luat măsuri. Deci asta este cea mai mare problemă pe care eu o reclam, lipsa comunicării. Fiind o situație atât de importantă și pentru o comunitate așa de mare, există acel mesaj de ro alert. Să se dea un mesaj pe roalert. Dragi câmpineni, nu consumați apă. Sau dragi câmpineni, apa poate fi consumată din perspectivă menajeră, dar nu pentru băut. Sau dragi câmpineni, nu mai sunt probleme, apa e potabilă. Comunicarea a fost deficitară. Ce părere aveți despre faptul că o analiză luată de DSP a stat undeva într-un sertar timp de 6 luni de zile și s-a activat de-abia în ianuarie 2024? Părerea mea contează mai puțin. Dar sunt convins că decidenții noștri din județ, domnul președinte al Consiliului Județean, domnul prefect, vor analiza cu seriozitate situația apărută și vor exista și măsuri, pentru că nu te poți juca cu sănătatea și viețile oamenilor. Sunt convins că vor exista măsuri și nu măsurile cele mai importante. Această situație să nu se mai repete. Și să existe o comunicare corectă și reală cu cetățeanul. Trebuie să iasă președintele Consiliului Județean să tragă un semnal de alarmă pentru câmpineni, când celelalte entități, Hidroprahova, DSP, Primăria Câmpina, au stat pasive, da. Mi-e greu de înțeles. Adică n-au știut cu adevărat ce se întâmplă. 22 au fost prezente la acea ședință. Cum n-au știut până pe 26? Poate că n-au dat importanță acelei întâlniri. De aceea trebuie să clarificăm și să găsim persoanele care nu și-au făcut datoria, ca să fiu foarte elegant. Și ce e cel mai important, această situație, să o să mai repete, nici la Câmpina, nici în Prahova, nicăieri. Nu e posibil. Curios faptul că în 24 de ore DSP a analizat din nou calitatea apei și a venit cu verdictul că se poate consuma. În regulă. Dar inclusiv astăzi erau câmpineni care nu știau dacă apa este potabilă sau nu. Serios, erau soluții, încă cu riscul de a nu repeta, gen ro alert. Dragi câmpine, stimați câmpine, apa este în regulă, consumați-o cu încredere. Domnule Bisevei, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Sper ca partidul nostru să lămurească această schismă în cele din urmă, să aflăm cu toții cine conduce de fapt, partidul este condus de către domnul președinte Cristian Diaconescu, nu există dubii, o să ne vedeți în curând în ceea ce se numește precampanie și o să reprezentăm cu cinste și onoare prahovenii și, bineînțeles, românii. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în studio, iar viitorilor noștri le mulțumesc pentru atenție și le dau întâlnire săptămâna viitoare.